Bună ziua! Stimați consilieri, cu părere de rău... Stimați colegi, vă rog liniște! În seara de zile de 25 mai, în incinta clădirii cu două etaje, la etajul 2, încăperea ce aparține cu titlul de proprietate privată, întreprinderii comerciale de producție, centrul 2, S.A. magazin de mărfuri industriale, aproximativ la orele 21:40, inspectorul întreprinderii de serviciu, care la acel moment se afla în zonă, a observat că din încăpere la etajul 2 ieșea fum. Conform obligațiunilor sale, serviciul imediat a transmis persoanei responsabile de tură, șeful de tură de noapte, și despre cele întâmplate, la care la rândul său, conform procedurii, a fost anunțat serviciul pompieri salvatori. Concomitent angajații întreprinderii, inspectorii schimbului de noapte, persoanele din grupa de intervenție rapidă în caz de incendiu, că noi avem așa grup organizat la piață, care are serviciul 24/24, au asigurat căile de acces pentru deplasare tehnicii speciale către imobil, la sosirea pompierilor fiind pregătiți hidranții, care avem număr de două bucăți în teritoriul pieței și în nemijlocită apropiere a întreprinderii. Grupul de lucru, în caz de incendiu, având în dotare mecanismul cisternă cu apă, a fost amplasat în imediată apropiere a imobilului unde s-a aprins clădirea, adică etajul 2, și a fost utilizat pentru neadmiterea extinderii flăcării la imobile din vecinătate și la spațiile care aparțin pieței. Acolo este, avem o ogradă gospodărească. Electricul de serviciu a întreprins măsuri și a deconectat curentul electric de la obiectivele aflate în pericol. Totodată, în același timp, au fost anunțați proprietarii imobilului în număr de 3, deci este vorba de centru 3, triplu, societate pe acțiuni, centru 2, societate pe acțiuni și în traine. Din fericire, în urma acestui incident, nu a avut de suferit nicio persoană. În discuțiile care le-am avut cu proprietarul astăzi, mi s-a transmis că pierderile aproximativ se cifrează la 500.000 de lei. Suprafața dată de la etajul 2 era o încăpere practic din lemn, de aceea și s-a aprins focul și foarte repede l-a și mistuit. Din informația care avem de la reprezentanții departamentului situației excepționale, la moment, în urma examinării de azi dimineață la fața locului, se examinează 3 versiuni. Scurt circuit, defecțiuni în echipamentul tehnic și nu exclud nici versiunea că incidentul să fie fost provocat. Focul a afectat acoperișul, construcții și bunurile care se aflau la etajul 2. La parter s-a reușit să se salveze practic toate bunurile. Deci cu toate circumstanțele și cauzele producerii incidentului se vor expune departamentul situației excepționale. Deci asta am avut să vă anunța despre incendiul care s-a produs.